Așa, Traian ne întreabă, ce ne puteți spune despre terapia prin post și exercițiile fizice? Este adevărat că postul cu apă, fastingul, este o terapie pentru trup, minte și suflet. Postul, ca și idee, sunt sigură că a fost din cea mai înaltă intenție, pentru că presupunea ca omul să-și dea voie să se elibereze de atașamentele pe care le are față de plăcerile trupului. Cred că postul, ținut din această intenție spirituală, dublat de rugăciune, ca Dumnezeu să ne întărească voința și credința și puterea interioară, are efectele extraordinare. N-am făcut în viața mea, n-am ținut un post, dar sunt convinsă de utilitatea lui. Dar cred că postul, ca toate celelalte, trebuie făcut, nu știu cum să zic, cu înțelepciune. La un moment dat m-a fascinat o carte, se numește Continuarea lui Vasile Andru, Psihoterapia Isihastă. Și vorbește despre practicile de rugăciune de la, cred că de la Muntele Athos sau de undeva, mă rog, dintr-o călugărie din asta frumoasă. Și spunea acolo că ei folosesc rugăciunea inimii, dar o folosesc în două etape. Prima etapă este Sfinte Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, iar a doua etapă ar fi Sfinte Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Acum, de ce ar fi o atât de mare, sau oricum, eu acum parafrazez pentru că nu mai mi-aduc aminte detaliile, dar oricum era o mare diferență, în sens, nu părea o mare diferență, adică era o formulare un pic mai scurtă și apoi se aducea acest termen de păcătos. Dar era o înțelepciune mistică în această abordare, pentru că atunci când structurile ego-ului sunt instabile, sunt fragile, când omul nu are încă instrumentarul necesar de a lucra cu, între ghilimele, demonii inconștientului, trebuie să aibă mai mare blândețe față de el însuși, ca să nu-și producă mai multă suferință. Și de aceea, de exemplu, a face un post, dar în timpul acela, în timpul postului, încep să se trezească din subconștient furie, ură, rezistențe, tristețe, depresie, apar tot felul de stări. Dacă nu știi ce să faci cu ele și din nesuferit devii mai nesuferit și după 3 zile de post îți bați nevasta și copiii și în a 4-a zi faci un accident cu mașina și în a 5-a zi îți vine să-mi faci demisia de la job și în a 7-a zi îți vine să pleci în lume, cred că nu este înțelept să faci postul atâta timp cât nu știi ce să faci cu emoțiile tale care enunță o rezistență dacă el începe să iasă la suprafață. Deci să ții post și să căpiezi între timp și să-ți căpiezi și familia, nu. A ține post, poate sub îndrumarea unui duhovnic, a ține post într-o manieră mai blândă pentru corpul tău, încât practic să faci posturi repetate și din ce în ce mai avansate, pe cât să poți să le duci emoțional și ceea ce se trezește din animalul din tine să facă față într-un mod echilibrat, cred că este o abordare mai bună. Adică dacă tu simți că poți să faci post doar prin a renunța la carne, ok, dar dacă nici aia nu poți, fă post o zi sau nu mânca doar 3 zile sau atâta cât poți. Pentru că să faci mai mult rău decât să faci bine, nu asta e scopul postului. Scopul postului, până la urmă, cred că a fost întotdeauna despre a ne învăța să nu fim atașați de lumea pământească și să ne găsim tărie în lumea spirituală sau să ne reamintim că acolo este multă tărie de luat. Exercițiile fizice depinde din nou din ce intenție le faci. Adică dacă le faci numai așa ca să râzi mai bine, ci să fii ca și Superman sau ca Batman sau ca Iron Man, n-au nicio valoare spirituală din punctul meu de vedere.
Dacă dedici sau faci exercițiile fizice cu o dedicare sau pentru un scop spiritual, cu siguranță. Chiar și sportul făcut pentru ca să aduci bucurie altora, da? Să fii un sportiv de performanță care în momentul în care câștigă un campionat bucură inimile a mii de oameni prin câștigul său, asta este deja o intenție spirituală și cu siguranță în felul acesta sportul te înnobilează și înnobilează. A face sport ca să le arăți vecinilor că tu ești mai tare, da, nu. Ok. Și revenind, că mi-am dat seama că n-am completat răspunsul, sau mă rog, am făcut referire la psihoterapia isihastă, dar era practic cele două rugăciuni, de fapt, Sfinte Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine. Prima parte, de fapt, ajuta omul să își reamintească de conexiunea pe care o are și bunăvoința cristică, iertarea, milostivirea, dulceața iubirii divine, care este disponibilă. Și în momentul în care s-a familiarizat, a primit-o în sufletul lui, cea de-a doua formă, când spunea păcătosul, psihicul atunci, în contextul acela blajin, în care se simte iubit, acceptat, necondiționat, își dă voie să-și vadă erorile și își dă voie să-și scoată la suprafață greșelile, să facă acel inventar moral, să își dea voie să-și amintească momentele în care a greșit față de el, față de alții, față de divinitate, în toate formele, știind că va fi iubit și acceptat necondiționat. Deci, prima dată, cred că ajută, sau în orice context, ajută iubirea să fie, sau să poți să te înconjori de ajutoarele necesare pentru ca să-ți faci călătoria mai bună. Ok, asta ar fi perspectiva mea.